Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Cele 16 persoane reținute în dosarul de trafic de droguri rămân după gratii. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Curtea de apel Suceava a decis menținerea arestării preventive pentru cei 16 inculpați implicați într-un dosar de trafic de droguri, operațiuni cu substanțe psihoactive și constituire de grup infracțional organizat. Managerul Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Botoșani, Monica Delia Dăscăliței, a fost plasată în arest la domiciliu după ce a petrecut 24 de ore în arestul Inspectoratului de Poliție Suceava. Și decât să te huiduie lumea, mai bine să te regrete, a transmis Ion Lungu a doua zi după anunțul că nu va mai candida pentru un nou mandat de primar al Sucevei. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Curtea de apel Suceava a decis menținerea arestării preventive pentru cei 16 inculpați implicați într-un dosar de trafic de droguri, operațiuni cu substanțe psihoactive și constituire de grup infracțional organizat. Inițial au fost efectuate 33 de percheziții în Suceava, iar 22 de persoane au fost reținute. Ulterior, 16 au fost arestate preventiv. Instanța a respins ca nefondate contestațiile formulate de cei 16 inculpați. Mandatele de arestare pentru 30 de zile ale celor 16 au devenit definitive și nu mai pot fi contestate. Potrivit anchetei, în municipiul Suceava, un grup infracțional format din 7 membri și susținut de alte 3 persoane cercetate ar fi acționat pentru obținerea unor venituri din traficul de droguri și operațiuni cu substanțe psihoactive. Liderul grupului ar fi avut rolul de a procura substanțele interzise și de a coordona activitățile de cumpărare și vânzare a acestora. Membrii grupului ar fi porționat drogurile și ar fi perceput sume de bani în funcție de cantitatea vândută. În plus, sub coordonarea liderului, o persoană minoră și înrudită cu acesta ar fi fost implicată în distribuția drogurilor către consumatori, precum și în încasarea banilor. Alte 3 persoane, angajate ale unui local public, ar fi fost implicate în comercializarea substanțelor interzise. Ancheta a relevat că un alt grup infracțional s-ar fi ocupat de aprovizionarea membrilor primului grup cu droguri de mare risc și cristal, fiind implicate mai multe persoane în aceste activități ilegale. În urma perchezițiilor au fost ridicate aproximativ 200 de comprimate de diverse forme, substanțe sub formă de pulbere, cristal și fragmente vegetale, telefoane mobile, sume de bani, arme de vânătoare și alte mijloace de probă. Totodată, procurorii au dispus reținerea a 21 de persoane cercetate. Managerul Spitalului Județean de Urgență Mavromati, Botoșani, Monica Delia Adăscăliței, a fost plasată în arest la domiciliu după ce a petrecut 24 de ore în arestul Inspectoratului de Poliție Suceava. Medicul este cercetat într-un dosar de luare de mită și trafic de influență. Procurorii DNA susțin că managerul ar fi primit direct sau prin intermediari sume de bani cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru angajarea unui medic, aprobarea transferului unui cadru medical de la spitalul din Săveni la cel din Botoșani și pentru încheierea unui contract de prestări servicii. Într-un comunicat de presă transmis de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, se arată că în cursul zilei de luni, managerul Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani, Monica Delia Adăscăliței, a fost reținută în arestul IPJ Suceava pentru 24 de ore, într-un dosar de luare de mită și trafic de influență. Potrivit procurorilor, în lunile octombrie și decembrie 2023, managerul ar fi primit direct sau prin intermediari de la 3 persoane, dintre care 2 subalterni, sume de bani cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru a aproba angajarea unei persoane în cadrul Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani pe un post de medic cu competențe limitate, pentru a aproba transferul unei persoane din cadrul unei unități medicale din orașul Săveni la Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani și pentru a-și exercita o presupusă influență pe care ar fi pretins că o are asupra subordonaților săi și pe care ar fi promis că îi va determina să încheie cu o persoană
Ciobotoană un contract de prestări servicii medicale. În după-amiaza zilei de marți, Monica Delia Adăscăliței a fost prezentată Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Magistrații au decis să o placeze în arest la domiciliu. Managerul Spitalului Botoșani nu este singura persoană anchetată. În luna decembrie 2023, în urma perchezițiilor și audierilor, 22 de persoane au fost inculpate în dosarul șpăgilor de la Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani. Principalele acuzații erau luare de mită, trafic de influență, folosirea în orice mod direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Sunt impresionată de potențialul economic al Bucovinei și de talentul și abilitățile oamenilor săi, în special ale tinerei generații. Acesta este mesajul transmis de ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România, excelența sa, Kathleen Kavalec, după vizita oficială de 3 zile pe care a efectuat-o la sfârșitul săptămânii trecute în județul Suceava. Kathleen Kavalec a călătorit la Suceava și Siret în perioada 13-15 martie, în prima sa vizită oficială în regiunea Bucovinei, unde s-a axat pe cooperarea economică, educație și probleme umanitare. Este minunat să văd cum fondurile Uniunii Europene au fost folosite pentru a îmbunătăți infrastructura și a dezvolta turismul. La nivel uman, pe lângă ospitalitatea caldă de care m-am bucurat aici, sunt impresionată și inspirată de modul în care bucovinenii s-au mobilizat pentru a-și ajuta vecinii într-un moment critic. Sunt sigură că acest lucru va contribui la întărirea legăturilor dintre România și Ucraina, care vor fi esențiale atunci când va veni momentul să ajutăm la reconstrucția Ucrainei. În calitate de partener strategic al României, Ambasada Statelor Unite ale Americii așteaptă cu nerăbdare să aprofundeze legăturile economice, culturale și educaționale ale Statelor Unite ale Americii cu această frumoasă regiune, a mai precizat Kathleen Kavalec. Într-o postare care apare pe pagina de Facebook a US Embassy Bucharest, sunt prezentate fotografii și sunt trecute în revistă activitățile la care a luat parte ambasadoarea Kavalec. Aceasta a povestit că și-a început călătoria la Gara de Nord din București, de unde, împreună cu mai mulți colegi, s-au urcat în tren pentru o călătorie de 6 ore către Suceava. La Suceava, ambasadoarea a remarcat că trenul a ajuns mai devreme și călătoria a fost mai scurtă decât cea cu mașina. În timpul vizitei, ambasadoarea s-a întâlnit cu primarul Ion Lungu și cu președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur pentru a discuta despre sprijinul acordat refugiaților ucraineni și despre oportunitățile de investiții în regiune. Ambasadoarea a fost încântată să afle despre planurile de înfrățire între Suceava și Lansing, Michigan. Educația și schimburile culturale au fost domenii importante de interes în timpul vizitei. Ambasadoarea s-a întâlnit cu rectorul Universității Ștefan cel Mare Suceava, Mihai Dimian, pentru a discuta despre programul Fulbright și alte schimburi educaționale, iar la Biblioteca Bucovinei Ighes Biera a citit pentru un grup de elevi. La punctul de trecere a frontierei de la Siret, ambasadoarea s-a întâlnit cu președintele Consiliului Județean Suceava și guvernatorul din Cernăuți pentru a discuta despre impactul războiului din Ucraina asupra regiunii Bucovina și despre cooperarea între România și Ucraina. În programul ambasadoarei a fost prins și un singur interviu, cel acordat Cătălinei Biholar de la Televiziunea Intermedia pentru emisiunea Ediție Specială. Într-o postare pe X, fostul Twitter, ambasadoarea Statelor Unite ale Americii a dat de înțeles că nu a fost impresionată doar de locuri și oameni din Bucovina, ci și de ciobănescul de Bucovina. Soțul meu vrea să aducă acasă unul dintre acești câini frumoși ciobănesc de Bucovina cândva. Nu sunt atât de sigură. Sunt îngrozitor de mari odată ce cresc. Este nevoie de mai multe discuții în familie. Încă o fațetă uimitoare a Bucovinei, a notat Kathleen Kavalec pe X. Decât să te huiduie lumea, mai bine să te regrete, a transmis Ion Lungu a doua zi după anunțul că nu va mai candida pentru un nou mandat de primar al Sucevei. Ion Lungu nu va renunța și la politică, însă prima prioritate este câștigarea de către PNL a alegerilor locale din luna iunie, cu Lucian Harșovski candidat de primar. Decizia de a renunța la candidatura de primar n-a fost ușoară, recunoaște Ion Lungu, care a declarat că nu va renunța și la politică. Sigur, n-a fost ușor, deci nu din orgolie, așa cum am spus și ați văzut dumneavoastră conferința de presă de azi, că avem atâtea proiecte europene și sigur am pus suflet la aceste proiecte și evident că le vom duce mai departe împreună cu Lucian, care, bine, ne-a mai zgâriat noi puțin prin campania electorală, dar a fost alături de mine, știe aceste proiecte și le vom duce la sfârșit. Asta este realitatea. Deci mă văd în politică. Până să anunțe propriile planuri în politică, primarul este determinat să contribuie la victoria actualului viceprimar, Lucian Harșovski. Sigur, eu voi sprijini și voi face tot posibilul să
câștige alegerile la primăria municipiului Suceava. Strategia o stabilește dumnealui. Sigur că este o realitate și nu e, mă rog, apărută la mine. După 20 de ani în primărie apare această problemă de vechime, da? Și tocmai Lucian a venit cu alt mesaj, Suceava întinerește. Nu știu dacă, el, unde o să aibă nevoie de mine, eu merg. Dar strategul, el stabilește cum va face campania electorală. Reacțiile la anunțul lui Ion Lungu de a nu mai candida pentru un nou mandat au fost împărțite între felicitări și regrete pentru decizie. Am o vorbă. Vine un moment în cât să te înjuri lumea mai bine decât să te huidui, dar mai bine să te regrete. Vă arăt așa sute mesaje, sigur că nu sunt la nimeni, dar am și eu chibiții mei. E bine așa. E bine ca toate aceste lucruri să le dăm dovadă de maturitate și ajunge. 20 de ani, 5 mandate, mulțumesc sucevenilor că m-au votat și m-au suportat acest timp. În prima săptămână a postului mare, o slujbă deosebită și rar întâlnită a avut loc în paraclisul Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a condus Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfințite. Această slujbă, cunoscută și sub numele de Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul, este un prilej rar în timpul postului mare, fiind oficiată de luni până vineri, cu excepția zilelor aliturgice și a praznicului Bunei Vestiri. Alături de înalt preasfinția sa Calinic au fost prezenți și alții slujitori ai bisericii, printre care arhimandritul Paraschiv Dabija, vicar administrativ al eparhiei, arhimandritul Serafim Grigoraș, stareț al mănăstirii, părintele Adrian Popa, consilier al sectorului colportaj bisericesc și părintele Ciprian Constantin Blaga, consilier eparhial al sectorului editură și tipografie. Răspunsurile liturgice au fost asigurate de grupul psaltic Dimitrie Suceveanu al Catedralei Arhiepiscopale. Într-o învățătură special pregătită pentru această ocazie și publicată pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic a evidențiat istoria și semnificația liturgiei darurilor mai înainte sfințite. Această slujbă are origini vechi și a fost oficializată în timpul sinodului de la Laodicea din secolul al IV-lea, după care a fost sistematizată în scris de către Sfântul Grigorie cel Mare în secolul al VII. Este sigur că a apărut inițial în Orient, fie în jurul Ierusalimului, fie în Siria, fie în Imperiul Bizantin. Rânduiala ei s-a conturat în secolele 5-6 ulterior hotărârilor sinodului de la Laodicea. Ea este atestată pentru prima dată într-o cronică pascală de origine alexandrină, scrisă în 645. În această cronică se menționează că heruvicul liturgiei darurilor mai înainte sfințite, acum puterile îngerești, a fost introdus în cult de Patriarhul Serghie al Constantinopolului în 617. Definitivarea tipicului liturgiei darurilor mai înainte sfințite a avut loc în cursul secolului al VII-lea, deoarece sinodul Trulan de la 692 consfințea prin canonul 52 întrebuințarea și generalizarea ei. Astfel, liturgia darurilor urma să se săvârșească în toate zilele postului patruzecimii, afară de sâmbătă și duminică și de Buna Vestire. Se arată în cuvântul înalt preasfinției sale Calinic. În încheierea cuvântului său, înalt preasfințitul a subliniat importanța centrală a lui Hristos în viața bisericii și în cultul creștin. Liturgia darurilor mai înainte sfințite servește ca un legător între păstrarea sfintelor daruri și împărtășirea credincioșilor, subliniind astfel esența credinței creștine. Este de menționat că în cadrul acestei liturghii sunt folosite daruri sfințite la liturghiile Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare, oficiate în sâmbăta și duminica precedente. Echipa de rugby sub 20 de ani a liceului cu program sportiv Suceava a pierdut cu 6-18 meciul disputat pe teren propriu cu Rapid București. Chiar și așa, formația antrenată de Codrin Prorociuc și Mihai Coca păstrează șanse mari la o medalie națională. LPS Suceava păstrează șanse mari la o medalie în campionatul național de rugby pentru juniori sub 20 de ani, chiar dacă a pierdut derbiul cu Rapid București din etapa a 6-a sezonului.
Echipa antrenată de Codrin Prorociuc și Mihai Coca a cedat pe terenul Unirea în fața giuleștenilor cu scorul de 6-18. Gazdele au punctat prin Matei Bivol din două lovituri de pedepsă. În etapa următoare, sucevenii vor juca duminică la Năvodari împotriva celor de la CSM Constanța. În altă ordine de idei, LPS Suceava are 5 rugbiști convocați la echipa națională sub 18 ani a României. Este vorba despre Andrei Alexandriuc, Alexandru Ucraineț, Matei Bivol, Ioan Onea și Valentin Croitoru. Aceștia vor efectua un stagiu de pregătire alături de micii stejari în perioada 20-24 martie. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Nu e încă liniște la spitalul Mavromati, spitalul județean Botoșani și actualul manager. După ce a fost adusă la audieri, după ce au fost percheziționate locuința și biroul adusă la audieri, reținută 24 de ore în arestul IPJ Suceava, în arestul preventiv, a primit arest la domiciliu. Da. În același dosar, început în decembrie de DNA Suceava, cu angajați pe șpagă. Eu mi-e greu să înțeleg cum se mai dau șpăgi acum pentru angajarea în spital. Hai că zici că la asistente mai, să zicem, dar la medic, în condițiile în care medici lipsesc, da? Toată lumea se plânge că nu sunt medici. Și tu vii și ei își pagă de la un medic ca să-l angajezi, sau tu, medic, dai și pagă să te angajezi când sunt atâtea locuri libere. Da, 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 vacante. Să te mute de la Săveni la Botoșani, da, de exemplu. Da, nu contează, Cătălin, nu. E penurie de medici, toată lumea se plânge că nu sunt medici. Cum adică? De ce să dai și pagă și de ce să iei? Adică cererea din partea spitalelor, și nu doar a spitalelor publice, este foarte mare. Asta n-a... Unii se roagă să vină medicii, nu vezi că îi caută peste tot, le dau locuințe gratuite, fără chirie sau chirie simbolică, le fac mămăligă cu smântână, îi așteaptă cu pâine și cu sare, pun murături la beci și alții iau șpagă, 10.000 de lei, 5.000 de lei am văzut. Dar, doamne, tare se pare că îi plac banii, pentru că am aflat din Libertate, ei s-au ocupat de doamna asta mai de mult, au mai scris despre ea. Când era directoarea la Direcția de Sănătate Publică, avea și 7-8 gărzi pe lună. Și la Dorohoi și la Botoșani. Dă-o încolo, adică tu, director de DSP, ai ta treabă. Și ce faci? Faci gardă noaptea, adică pleci seara și vii dimineața și pe urmă mergi la DSP? Alea sunt cam cusute cu ața albă. Nu știu dacă vii, ori mergi și dori, adică să faci o gardă de la 7 seara până la 7 dimineața, te rupe. Da, a doua zi trebuie să te odihnești. Ori cum ai fi? Și tu ce faci? Mergi la servici? Deci cred că îi plac foarte mult banii. Dar ca medic în ziua de astăzi, cum e dumnea ei, e medic, nu? Da. Așa poți să faci bani corecți lucrând la spital, la stat și la privat. Și la... Da, asta nu înțeleg. Asta nu înțeleg. Unii nu, unora nu le ajung banii. Sigur, prezumția de nevinovăție dar e încă valabilă până la o decizie finală a instanței. Bineînțeles că prezumția de nevinovăție, că s-au văzut atâtea chifle. Procurorii au anunțat ce așa, furi întregi, așa, poate doamna n-a luat. Însă, ținând cont și de relatările astea din presă, cum, aia cu gărzile, cu direct, nu, poate plac bani în mâși, na, să facă tot bani. Dar la spitalul din Botoșani se întâmplă atâtea lucruri neplăcute, ca să mai vorbim de cazul acela cu fata care a murit, așa și a fost înlocuită directoarea, dar până la urmă se va face curățenie, cred. În domeniul sănătății se întâmplă lucruri foarte neplăcute, dar uite că din domeniul sănătății se găsesc și primari candidabili, cel puțin pentru primăria capitale. Acum, zău că nu înțeleg dacă ești medic și înțeleg că îl știe lumea. E director la Spitalul Universitar, un spital cu renume. Medic ortoped. Are o vârstă numai bună de profesat. Cât are? 50 de ani sau nu știu cât. Ce trebuie primăria capitalei? Eu nu înțeleg asta. Decât dacă ești sigur că o câștigi, că nu știu ce trebuie să te duci într-o competiție pe care să o pierzi. Da, dar nu, da, și nu, dar dacă ești medic, bine văzut, director, dar ce naiba trebuie primăria capitalei? La modul general, de ce ai vrea să fii primar în vremuri ca acestea? Și la capitală, unde îți oriunde, de la capul. Orice sat până la capitală. Da, e ciudat.
Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România a postat pe site-ul de rețelei X, fostul Twitter, un mesaj foarte lung, însoțit de multe fotografii, cu prilejul vizitei în județul Suceava, care a avut loc săptămâna trecută de miercuri până vineri. Doamna ambasador Kathleen Kavalec, foarte încântată de ceea ce a văzut aici, de discuțiile pe care le-a purtat, de vizitele pe care le-a făcut, de abilitățile oamenilor, în special ale tinerilor cu care a stat de vorbă în diverse ocazii, de peisaje, turism și de călătoria cu trenul, că așa cum a fost ea călătoria cu trenul, de noi zicem că e foarte lungă și în condiții nu foarte bune, doamna a menționat că a ajuns mai repede decât timpul anunțat și cu o oră mai repede decât mașinile care urmau să o însoțească pe parcursul vizitei la Suceava, care au venit evident pe șosea. Da, cred că doamna ambasador știi cum pleacă în delegație, te trimite în delegație. Ce ai făcut, mă, în delegație? Păi am fost, scrie, fără raport, ca așa. Și cred că i-a decontat ambasada, deplasarea, de urmă a avut. Și e vizită de lucru. Și a trebuit să scrie. Și a scris acolo. A scris mult. A scris pe Twitter sau pe ce a scris pe X, care e fostul Twitter. De fapt, ea a făcut raportul activității în județul Suceava, arăt de glumind, dar cred că este cea mai lungă vizită pe care a făcut-o un ambasador de o asemenea importanță în județul nostru. Or mai fi fost și alții, dar în vizite din astea de plăcere, în vacanțe, în concediu. Da, doamna a fost în vizită oficială și nu s-a rezumat doar la inaugurare. Expoziția a mers și pe la Vama Siret, și pe la Parcul Tehnologic de acolo, și la viitorul muzeu de la Siret, la Cetatea de Scaun, la Muzeul Satului, la Consiliul Județean, la Muzeul de Istorie și așa pe unde a mai umblat. Bibliotecă. La bibliotecă, da, la Institutul Bucovina. Și la televiziunea intermedia. A, da, că cu asta trebuia să încep. Te rog să retractezi. Și eu ți-am mai zis ție, la protocoale suntem fruntași. Adică ce mese se fac la noi în județul Suceava, cu ce bucate, ce plimbări, ce mai rar așa ceva. Și cum să nu-ți plac? Știu sigur că nu toate mesele pe care le-a avut delegația au fost organizate de gazde, adică de noi. Oamenii au mers ca niște cetățeni la restaurant și au mâncat unde le-a fost recomandat de ambasadorul anterior aici în Suceava. Au spus și la ce restaurant și ce au mâncat, așa, la small talk, cum da, zic ei, la discuții dacă informale. Dacă mergi la restaurant aici în Suceava, la cele câteva care sunt mai răsărite, ce se poartă urât? Nu, nici vorbă, dar n-au fost... N-a fost numai protocol și n-a fost numai din partea gazdelor. Da? S-au descurcat și singuri. Nu, dar eu zic în general, în afară de autorități care le au pe astea, că ele au excesat cu Elena Udrea, cu toți care au fost aici, sănii trase de cai. Busturi din gheață, sculptate în gheață. După aia dansatori, dansatoare. Bucovina cu oi, scris, da, cu garduri. Țipuritori, doamne cu mier la gât, doamne așa, cântăcioși, cântărețe. Doamne, noi facem niște serbări, hore, gospodari care dansează. Ne iese. Așa, mămăligi, geamurind. Tot zic azi mămăligi. În centrul așa, orașului. Așa, deci ceva așa. Și plus ospitalitatea oamenilor de aici, la restaurant, merge acolo și te tratează foarte bine. Ți-a zis, la astea mai... Doar n-am mers la împinge tava, dar și la împinge tava dacă mergea... Tot mâncau bine. Sau rău. Zice ambasadoarea, pune o pulpă de pui în plus. Sau... Da, și doamna a impresionat, a scris acolo să vedem ce se alege din scrisul domniei sale. Poate face și lobby, eu știu, dar e departe America. Dacă era ambasadoarea Cehiei, poate, poate, dar din America să fie aici. Nu prea sunt investitori din statele alea. Deocamdată știm sigur da, că... Acum, dacă a mers doamna cu trenul, trebuia să scrie mai rău. Poate impulsionează cu ăștia de la Ministerul Transportului să facă mai mult pentru calea ferată. A scris, da, a scris totuși foarte bine despre călătoria cu trenul. Acum, probabil că i-a atenționat cineva
dacă au nevoie să meargă la toaletă, să se întâmple lucrul acesta până la prima stație, nu? Păi nu, și dacă... alte astfel de... Păi nu, dar acolo cred că a fost cineva în permanență, că merge cetățeanul român, având experiența cu trenul, că a mers cu trenul, cam 20 de minute de mers cu trenul dispare săpunul, după aia hârtia, după aia se înfundă WC-ul, după aia se borăște tot pe acolo cu... Aruncă tot. Vorbește frumos. Se multărește. O focare de infecții într-o oră, o toaletă în tren, din cauza cetățenilor români care comentează pe alții că nu fac aia și cu aia și cu aia, e un focar de infecție. Poate să fie, adică ele sunt curate când pleacă. Iar într-o oră așa și la sfârșit e apocaliptică, nici nu mai poți să mergi la un dat, nu mai are așa, pentru că cetățenii români cu drept de vot, care sunt profund nemulțumiți și de la și de la și de la și de la, ei creează rapid un focar de infecție, chiar dacă nimeni nu le-o ce. Uite, au inițiativă. Eu nu am avut inițiativă la decizia asta de a nu mai candida la primăria municipiului Suceava și recunoaște că n-a fost ușor, dar că e determinat să-l susțină pe actualul viceprimar și actualul candidat al PNL, Lucian Harșovski, să câștige alegerile, pentru că dacă le câștigă va fi bine pentru toată lumea, a mai zis. Da, deci acum să luăm omenește așa, după 20 de ani într-un loc. Nu că e primărie, că tu stai 20 de ani într-un loc, lucrezi într-un loc 20 de ani. E ușor să pleci? Nu. Cu siguranță nu. Doar dacă locul respectiv îți provoacă greață. Eu am avut o colaborare, nu dau acum nume, timp de o perioadă foarte lungă și de acolo am plecat cu plăcere, dintr-un singur loc. În rest, crezi că mie nu mi-a părut rău când am lucrat la TVR și am stat un an și patru luni acolo? Mi-a părut rău. Bine, că n-am suferit, nu știu. Dar e o părere de rău, pentru că îți crezi niște relații. Mi-am creat relații de amiciție cu unii oameni de acolo, cu unii relații de dușmănie, ca să fie un echilibru. Nu puteam să... Și trebuie să ai și dușman. Și știam. Știi? După ce am plecat de acolo, am văzut că alții erau niște fățarnici. I-am mirosit. M-am felicitat că am avut dreptate. Dar mi-a părut rău. Mai țin cu unii dintre ei legătura așa acum. Și îți faci așa o rutină, aveam programul pe care l-aveam, nu știu ce, mai cunoști oameni, mai faci. Dar îți pare rău de oriunde, dacă te simți cât de cât bine și te simți apreciat și chiar înjurat. Că, și acolo crezi că te înjură lumea, nu? Că doar nu poți să faci pe plac tuturor. Și aici mă înjură, știu. Dar asta e, nu toți poți să te simpatizeze. N-are, este imposibil. Dar rămite într-o primărie. Da, și 20 de ani. Să stai 20 de ani într-un loc și normal că îți pare rău și că e decizia foarte greu să te rupi. Și mai ales acum când la Suceava se mai coc niște proiecte importante, cum e sala de sport. Sala de sport va fi gata în 2 ani maxim. Sala polivalentă. Aia polivalentă. În 2 ani maxim. Da? Și... ai tras, ai umblat toate pe la cinei ani de zile, te-ai rugat pe acolo. Da, știi, sunt niște lucruri. Și te dor astea. Dar, da, la un moment dat zici, bă, asta e. Că cu cât trece timpul mai mult și lumea nu mai are răbdare, știi? Eu cred că am mai zis aici, sau nu știu unde, n-ai, am zis că am mai zis pe undeva, dar eu dacă zic în multe locuri. După 20 de ani, lumea, poți să faci orice. Poate să aducă acum să umple la termică ca de investitori americani care să bage 100 de milioane să facă 1000 de locuri de muncă plătite cu 3000 de euro pe lună și tot degeaba. Adică ar fi unii care tot ar contesta, știi? Și Ion Lungu, dacă ai câștigat de 5 ori, mergi la risc a 6-a oară? Să ieși cum? Nu mai bine ieși poți așa? Poți să ieși șifonat din... Dar nu mai bine ieși așa? Merge acolo și pierzi și te-ai terminat. Dacă mergea și pierdea, gata. Așa, normal că el o să tragă pentru Luci. Este firesc, pentru că Ion Lungu nu poate să plece la pensie. Mai are până la pensie. Nu foarte mult. Și o să mai meargă.
se califică deja ca vârstă pentru pensie. Nu, dar unde se va trage pentru Lucian Harșovski și va merge unde va fi chemat, pentru că strategia și-o face el, candidatul de primar, Lucian Harșovski. Da, bun, dar... Nu. Dar adică nu va avea foarte multă inițiativă. Normal că va trage pentru Lucian Harșovski ca să zice, stai, tu ți-ai făcut treaba, ai stat 5 mandate și acum că nu mai ești tu, nu tragi pentru echipă? Nu e. Este interesul lui să câștige pentru a-și continua activitatea, ori administrator public. Politică, a spus. Politică, dar administrator public al județului Suceava nu-i politic? Da, dar nu e atât de politic ca alte funcții. Parlamentar nu-i politic? Parlamentar știu, e da. Mai politic, da. Sau ceva pe undeva, director într-un minister, la o agenție sau secretar de stat sau nu știu, ceva. Pentru că, indiferent, 20 de ani, funcția de primar al municipiului reședință de județ te califică pentru o funcție administrativă, politico-administrativă. Ai de-o încolo. Păi au ajuns secretar de stat unii care nu știu să se încheie la șireturi. Unii care n-au condus o șaormerie cu 2 angajați. Nu? Și ce înseamnă decât să te huiduie lumea, mai bine să te regrete? Păi aia e. Păi na, ce înseamnă? Păi decât să iară un val din jurături. Bă, nu te mai satul, du-te acasă, că sunt și acum. Așa, ai o vârstă. Nu-ți mai ajunge. Da. Bineînțeles că nu sunt toți. Adică, evident, nu sunt. E un grup de fani, între ghilimele, care îl toacă, îi dau la temelie. Sunt unii care nu se bagă, dar i-ar da și ei la temelie și unii care îl apreciază sau unii neutri. Așa, dacă te uiți pe rețele de socializare, spui că e Dracula. Știi? Că e nu, unul rău, zi unul mai rău. Unul rău, un personaj negaia. Dar când știi că eu mergeam la meci la Forest Ant și mai venea și ne întâlneam pe acolo, pe la meci. Și când trecea eu lumea saluta unul la jurat. Știi? În față. Și te aștepți. Bă, dar dacă tot pe rețele de socializare, uite mă, tu... Bă, dar în față unul îi zicea. Zi-mă în față dacă e. Știu, vitej din ăștia, eu cunosc. Vitej de după tastatură. Dar nu și din ăștia care, bă, ăla... Toate felul, de sus până jos. Și când se întâlnea, să trăiți, domnul primar. Și îi știu, știi? Așa îmi plac mie curajoși. Zi, mă, măcar ceva în față. Evident, nu-l înjuri în față. Dar zi, că aia și cu aia și cu aia și cu aia și cu aia. Nu, să trăiți. E o diferență. Știi? Dar așa e lumea. Așa e lumea. Și plus, Cătălina, sunt oameni care au... Pe ale lor, acasă, nu-i merge aia, nu-i merge aia, nu-i merge aia. Și spune, bă, dar naibii ăsta de atâta timp, știi, ești și asta. Înțelegi? Capra vecinului. Capră, țap, porc, vacă, ceva. Numai a vecinului să fie. A vecinului. Iar LPS Suceava, deși a pierdut la rugby sub 20 de ani cu Rapid București. Și încă ceva, știi, am zis la... Dom'le, îl înjuri pe o lungă. Păi da, el s-a făcut singur primar? Păi de 5 ori a ieșit primar. Ce l-a votat? Și acum o să vină replica aceea cu nu contează cine votează, contează cine numără. Aia e la nivel foarte înalt, nu aici. Păi de ce a ieșit de 5 ori primar? Pentru că l-a votat lumea sau l-a ieșit la vot? Că dacă ieșeau la votul ăia de lânjură, nu ieșea. Că au obținut mai multe voturi decât contracandidații săi. Adică despre ce discutăm? Păi dacă se punea singur, dacă îl numea, am mers la vot, trebuia să-l dea jos. Data trecută, alaltă dată. Au fost ocazii. Păi da, au fost. Decât 5, cum s-ar păi zice. Păi da, a fost și aia, când era USL-ul, când de la USL putea să fie și un ficus candidat și câștiga tot. La Suceava nu s-a întâmplat așa. Da, nu. Dacă nici atunci nu... În fine, da. Cât despre echipa de rugby sub 20 de ani a liceului cu program sportiv, are totuși șanse, în ciuda acestei înfrângeri, la o medalie națională. O știu, eu am văzut meciul, am fost la meci. Așa. Ai dat rugby-ul pe invers, fotbalul pe rugby. Nu, m-am dus la meci, n-am dat nimic pe nimic. Și plăcut așa, plăcută și atmosfera multă lume, părinți, prieteni, prietene, fete, băieți. Bunici, era... Frig.
foști jucători, nu era chiar frig, foști jucători de rugby care înțeleg că merg meci de meci, dar Rapidul peste. Da, Rapidul e și un club puternic, dar peste, adică a dominat în repriza a doua, am stat cu gâtul numai așa, adică acolo era terenul nostru. Au atacat, au ieșit odată, cred că au trecut de jumate ca să, cred că... Să-ți îndrept gâtul. Știi cum mă durea gâtul, m-a durut vreo două luni. Așa și mi-am îndreptat gâtul. Dar, doamne, niște băieți, e un sport foarte dur, știi? Și vorbeam așa, mă, da, o masă la sfârșit le dă cineva. Zice, le mai ia antrenorul Codrin Prorociu câte o pizza. Un spectator la meciul ăsta care era, nu dau numele, a dat comandă de pizza și l-a dus la băieți la sfârșitul meciului. Dar nu știu dacă sportivii pot fi hrăniți cu pizza. Cum? Ba da. Sportivii. Ba da. E bine să fie hrăniți, da, cu pizza? Nu întotdeauna, dar da. Cu pizza, dar și în fotbalul italian se... spaghetti e în meniul lor așa de regulă, dar după efort merge. Și aveau tricouri, m-am interesat, era un apropiat al rugby-ului, patronul de la Expert Optic, domnul Puiu, ăla le-a luat tricourile, știi, te-a căpătat așa. Dar măcar o masă la băieți să fie acolo. Bun, ei când pleacă în deplasare, Ministerul Educației, parcă el de bani, plătește. Știi? Cazare, o, transport, da, diurna aia și câte, da, masă. Așa e asigurată o masă sau câte mese sunt dacă dorm în altă parte. Dar când sunt acasă, ci că se presupune că băieții merg acasă și mănâncă acasă. Dar ca idee, pentru efortul ăla depus să joci rugby, e foarte, foarte greu. Știi? Și măcar așa o felie de pizza să fie bani. No. Dar noroc că se mai găsesc oameni cu suflet. Și că încă sunt spectatori. Poate că vor fi mai mulți, că la alt sport, în afară de handbal și acum rugby, nu prea mai au e la ce. Liga a patra, așa, mai copii, mai la junior. E, mai mișcă ceva. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. LPS Suceava a reluat play-off-ul campionatului național de fotbal sub 17 ani cu o remiză în fața echipei Ceahlăul Piatra Neamț, scor 1-1. În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Andrei Ițco păstrează un avans de 8 puncte în fruntea clasamentului. LPS Suceava a remizat pe teren propriu în fața Ceahlăului Piatra Neamț, scor 1-1 și păstrează un avans de 8 puncte în fruntea clasamentului din play-off-ul campionatului național pentru juniori sub 17 ani. Echipa antrenată de Andrei Ițco a deschis scorul în primul meci de campionat din acest an după un sfert de oră, prin Sebastian Burleacu, iar oaspeții au egalat înainte de pauză. În play-out, grupa sub 17 ani de la juniorul Suceava, pregătită de Laurențiu Berezoschi, a câștigat pe stadionul din Ițcăni în fața celor de la LPS Vaslui cu scorul de 3-0. Golurile au fost marcate de David Chidovăț, 2 și Vasile Baciu. În campionatul juniorilor sub 19 ani, LPS Suceava a pierdut acasă în play-off scor 0-2 cu Ceahlăul Piatra Neamț. Juniorul Suceava a fost învinsă tot acasă în play-out cu 1-2 de LPS Vaslui, la finalul unui meci în care gazdele au înscris prin Beniamin Iliuc. În Liga Elitelor sub 14 ani, LPS Suceava a început anul competițional cu o remiză scor 3-3 pe terenul vecinilor de la FC Botoșani. Formația antrenată de Ovidiu Boseancu a înscris prin Darius Gemeniuc și Eduardo Botezatu, la care s-a adăugat un autogol al gazdelor. Tot 3-3 a încheiat și juniorul Suceava pe terenul celor de la Culța Brașov, după un meci în care grupa pregătită de Ovidiu Vrănău a punctat prin Robert Popovici, Iulian Magazin și Petru Constantin. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar. Toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. La noapte cerul va fi mai mult noros potrivit meteorologilor în toată regiunea. La Suceava va fi lapoviță și ninsoare, iar la Rădăuți, Botoșani și Roman va ploua ușor. Va fi rece, temperaturile minime se vor încadra între -2 și 2 grade Celsius.
Și joi, vremea va fi în general muhurâtă în toată regiunea, cerul va fi mai mult noros în majoritatea zonelor. În prima parte a zilei, la Suceava, Botoșani, Târgu Neamț și Roman se vor înregistra precipitații. Acestea vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, iar temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 8 grade Celsius. Curtea de apel Suceava a decis menținerea arestării preventive pentru cei 16 inculpați implicați într-un dosar de trafic de droguri, operațiuni cu substanțe psihoactive și constituire de grup infracțional organizat. Inițial au fost efectuate 33 de percheziții în Suceava, iar 22 de persoane au fost reținute, ulterior 16 fiind arestate preventiv. Instanța a respins ca nefondate contestațiile formulate de cei 16 inculpați. Mandatele de arestare pentru 30 de zile ale celor 16 au devenit definitive și nu mai pot fi contestate. Managerul Spitalului Județean de Urgență Mavromati Botoșani, Monica Delia Dăscăliței, a fost plasată în arest la domiciliu după ce a petrecut 24 de ore în arestul Inspectoratului de Poliție Suceava. Medicul este cercetat într-un dosar de luare de mită și trafic de influență. Procurorii DNA susțin că managerul ar fi primit direct sau prin intermediari sume de bani cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru angajarea unui medic. Aprobarea transferului unui cadru medical de la Spitalul din Săveni la cel din Botoșani și pentru încheierea unui contract de prestări servicii. Sunt impresionată de potențialul economic al Bucovinei și de talentul și abilitățile oamenilor săi, în special ale tinerei generații. Acesta este mesajul transmis de ambasadoarea SUA în România, excelența sa Kathleen Cavalec, după vizita oficială de 3 zile pe care a efectuat-o la sfârșitul săptămânii trecute în județul Suceava. Kathleen Cavalec a călătorit la Suceava și Siret în perioada 13-15 martie, în prima sa vizită oficială în regiunea Bucovinei, unde s-a axat pe cooperarea economică, educa și probleme umanitare. Decât să te huiduie lumea, mai bine să te regrete, a transmis Ion Lungu a doua zi după anunțul că nu va mai candida pentru un nou mandat de primar al Sucevei. Ion Lungu nu va renunța și la politică, însă prima prioritate este câștigarea de către PNL a alegerilor locale din luna iunie cu Lucian Harșovski candidat de primar. În prima săptămână a postului mare, o slujbă deosebită și rar întâlnită a avut loc în paraclisul mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, catedrala arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a condus Sfânta Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. Această slujbă, cunoscută și sub numele de Liturghia Sfântului Grigorie, dialogul este un prilej rar în timpul postului mare, fiind oficiată de luni până vineri, cu excepția zilelor aliturgice și a praznicului Bunei Vestiri. Echipa de rugby sub 20 de ani a liceului cu program sportiv Suceava a pierdut cu 6-18 meciul disputat pe teren propriu cu Rapid București. Chiar și așa, formația antrenată de Codrin Prorociuc și Mihai Coca păstrează șanse mari la o medalie națională. LPS Suceava a reluat play-off-ul campionatului național de fotbal sub 17 ani cu o remiză în fața echipei Ceahlăul Piatra Neamț, scor 1-1. În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Andrei Ițco păstrează un avans de 8 puncte în fruntea clasamentului.